Natalia Obrenović, născută Cheșco, soția regelui sârb Milan I al Serbiei, a fost principesă consortă a Principatului Serbia din 1875 până în 1882 și regină consortă a Regatului Serbia din 6 martie 1882 până în 24 octombrie 1888. Natalia s-a născut în familia lui Petre Cheșco, descendent al unei ramuri al familiei Vasilco, colonel basarabian în armata rusă și a pulcheriei Sturza, din familia boierilor sturzești din Moldova. Bunicul Nataliei, pe linie maternă, Ioan Cheșco, a fost membru al Sfatului Suprem al Basarabiei, precum și conducător al nobilimii din ținuturile Chișinău și Orhei, apoi al ținuturilor Soroca și Iași. De cealaltă parte, mama Nataliei era nepoată voievodului Moldovei, Ioniță Sandu Sturza. Cum pulcheria Sturza suferea de tuberculoză, viitorii părinții Nataliei petreceau mult timp în străinătate, în special la Florența, unde clima blândă era prielnică pentru tratament. În acest oraș se nasc și copiii familiei, Natalia, viitoarea regină, Ion, Marieta și Ecaterina. Rămasă orfană de mică, Natalia este crescută de unchiul său, Constantin Moruzi, care era proprietarul moșiei Dănuțeni, din preajma Ungheniului, Basarabia. Stabilită în acest conac, Natalia făcea adesea călătorii la Iași, Chișinău, Odessa și Viena. Casa din Chișinău, în care locuia Natalia, s-a păstrat până azi, fiind situată la intersecția străzilor 31 August și Serghei Lazo. La Viena l-a cunoscut pe viitorul soț, principele Milan Obrenović IV al Serbiei. Logodna lor a avut loc tot la Viena. Iar într-o duminică, pe 17 octombrie 1875, în catedrala de la Belgrad s-a oficiat cununia. Împreună cu Milan Obrenović IV, Natalia a avut 2 fii. Viitorul rege, Alexandru I al Serbiei, născut în 1876, și Serghei, care a murit la câteva zile după naștere, în 1878. La proclamarea de către principele Milan a regatului Serbiei, în 1882, principesa Natalia a devenit regina Serbiei. În 1888, după conflicte prelungite, regina Natalia și regele Milan divorțează. Totuși, după 5 ani, în 1893, aceștia se împacă și cer bisericii să le anuleze divorțul, lucru care se și întâmplă. În 1889, ca urmare a abdicării de la tron a regelui Milan, fiului Milan și al Nataliei, Alexandru devine rege al Serbiei sub numele de Alexandru I. Regele Alexandru și soția sa au fost asasinați de organizația panslavistă Mâna Neagră în 1903, sub reproșul unei atitudini povestice. Regina Natalia a rămas singurul membru în viață al dinastiei Obrenović. Regina și-a împărtășit averea la Universitatea din Belgrad, la bisericile și mănăstirile din Serbia, după care s-a convertit la catolicism. S-a călugărit în anul 1903
și a lucrat ca infirmieră pentru mai mulți ani. Și a petrecut restul vieții în Franța. A murit în 1941. Memoriile sale se păstrează în muzeele Vaticane. Regina Natalia a fost înmormântată în cimitirul din Lahti, o localitate la 37 km sud-vest de Paris.